Stimată doamna secretară, ne aflăm în Solești, localitate și comună, în general, plină de istorie, plină de spiritualitate. Sunt destule vestigii care atestă acest lucru, și mai vechi, dar și mai noi, sunt elemente noi care vin să ateste faptul că în această comună se face istorie actuală și se ține cont de istoria trecută. Știm că lucrați la ceva, cu totuși totul de important. M-am rugat să ne spun despre ce, doamna secretară. Da, sunt fiica satului Solești, a localității cu renume istorică. Pricinuit această poveste de istorie datorită marii, primei doamne a României, Elena Cuza, care a copilărit, s-a născut, a copilărit chiar aici, pe locul unde sunt zidite lăcașul, unde este zidit lăcașul de școală. Chiar la 10-20 de metri de unde suntem noi acum. Chiar la 10-20 de metri s-ar putea ca în perioada anilor de după 1827, când doamna Elena s-a născut, să fi jucat pe aici sau să fi având alte preocupări, așa cum era la vremea aceea. Suntem onorați și mai ales mândri că ducem istoria mai departe. Îmi pare rău că nu sunt documente îndeajuns și de cu perioada de înainte a moșiei Rosetti Solescu. Deci documentele pe care le avem atestă faptul că școală a existat încă la Solești, încă din anul 1868. Atunci a fost primul an al înființării unității școlare pe raza comunei, înființată unitatea școlară de către Teodor Rosetti, fiul cel mic al familiei Iordache și Ecaterina Rosetti Solescu, de fapt, care și a ajuns ministru plenipotențial și primul alpinist român, cel care a înființat alpinismul în România și membru fondator al unei societăți de alpinism în România. Deci avem cu ce ne mândri. Actualmente lucrez la istoria școlii Solești, dat fiind faptul că sunt secretar la școala Solești, sunt fiica satului și având numeroase documente în arhiva școlii, în arhiva unității, mi-am descoperit și pasiunea pentru a lăsa ceva în urmă, pentru că mi-am spus, oare acum 100 și ceva de ani s-or fi gândit moștenitorii noștri că le va duce cineva mai departe istoria? Sau își vor aminti copiii noștri prin cineva de ei, pentru că totuși familia Rosetti Solescu a lăsat în urmă un castel, un conac, așa cum este în ziua de astăzi, părăginii, pentru că din vina noastră este, nu ne-am interesat să-l ținem în bune condiții, să-l păstrăm, și o biserică pe care a donat-o moștenitorul familiei Teodor Rosetti în anul 1893 satului, și de care ne folosim, suntem bucuroși pentru că avem un așa monument istoric. Biserica, de altfel, este și declarată monument istoric. Doamna secretar, sunteți fiica satului, știu că și activați în Consiliul Local, sunteți consilier. Iată, vă preocupați de istorie pentru că se spune că cine nu are trecut, nu are viitor. Iar ca să atestăm trecutul, trebuie să scriem, să filmăm. Să lăsăm, dacă nu mai frumos, mai curat măcar. Cum va fi structurată această monografie? Ce va cuprinde ea? Monografia istoria școlii Solești, mi-am pus în plan să o denumesc. Ce va cuprinde? Va parcurge etapa de la înființarea unităților școlare de pe raza comunei Solești până în ziua de astăzi. Capitole vor fi mai multe. Eu am structurat-o pe atestările documentare și anii de înființare a școlii, corpului profesional, elevii care se regăsesc în toate documentele pe care le-am găsit în arhivă, în arhiva unității și în arhiva filialei Vaslui, după aceea manualele care s-au folosit și metoda predării disciplinelor de studiu din acea perioadă. Apoi m-am gândit să fac o paralelă între sistemul de învățământ de atunci și sistemul de învățământ de acum, mijloacele folosite de atunci, mijloacele
materialele didactice folosite de atunci și materialele didactice folosite de acum, dar aș dori să parcurg toți anii școlari pe care îi voi regăsi. Aveți intenție să faceți și medalioane pentru mari profesori, da, mari directori? Da. Am intenția de a descoperi în același timp și marile elevii care au trecut prin școala noastră, astăzi fiind mari personalități. Sau profesorii care s-au dedicat desfășurării procesului de învățământ și pe a urma pașii, a călăuzi pașii elevilor din acea perioadă. Știm foarte bine, sunt perioade cu adânci frământări istorice, perioada războiului 1917, școala de țăranilor, și în perioada în care am găsit consemnat într-un registru de inspecțiuni școlare de la școala Șerbotești, perioadă datată mai 1897-1953. Deci acest registru de inspecțiuni școlare cuprinde toată activitatea corpului profesoral al elevilor din acea perioadă de la școala respectivă, precum și date privind existența localului de școală, a sălilor de clasă, a spațiului în care învățau elevii, necesar, în starea în care era, materialul didactic pe care îl foloseau și efectiv numărul de elevi în fiecare an școlar care erau înscriși, care frecventau și care erau amendați în același timp pentru că nu veneau la școală, părinții, bineînțeles. Care este opinia celor cu care vorbiți, fii statul care se vor regăsi aici, cum privesc ei această redare sau de întoarce a timpului înapoi cu fața lui frumoasă, că ce este mai frumos decât învățământul? Și dacă vă ajută ei într-un fel, că dincolo de piesele scrise, să le spunem așa, sunt cele fotografiile, ziarele. Fice. Aveți? Da, avem. Avem câteva documente foarte importante și de o reală originalitate cu privire la recensământul copiilor de vârstă școlară din perioada anilor 1902, 1903, 1905, 1915, 16, 24, 33 și 35. În aceste registre cu recensământul elevilor de vârstă școlară am găsit și foarte multe adnotări cu privire la familiile acestor elevi. Ceea ce m-a făcut să descoper mai înainte, mai încolo, să parcurg toți pașii, să citesc fiecare filă și fiecare rând, fiecare coloană, este sistemul de tipizate format în care erau cuprinse toate datele aproximativ despre elevi și despre familiile acestora, începând de la formarea familiei, nume, prenume, data nașterii copiilor, dar și ocupația părinților și foarte multe date despre copii. Doamna secretar, vă pun o întrebare cu răspuns inclus, retorică, pentru că am filmat și am asistat și am scris despre foarte multe acțiuni în care Consiliul Local și special doamna primar s-a implicat în acțiunile școlii, în proiectele școlii. Mă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre doamna primar, cum colaborați și ce opinie aveți, dacă știi de acest demers al domniei voastre. Colaborăm foarte bine cu doamna primar, așa cum am colaborat la elaborarea monografiei Comunei Sulești, împreună cu alți trei membri marcanți al localității și al instituțiilor pe care dumneavoastră le coordonează. Am fost foarte mult ajutată în editarea și elaborarea monografiei. După aceea, acum, am vorbit, știe doamna despre ce este vorba, despre lucrarea pe care vreau să o realizez, istoria școlii Sulești, și încă o lucrare, chiar vreau în mai, pe 21 mai, să o lansez. Vreau să fac un scurt istoric asupra Comunei Sulești. Eu mi-am schițat câteva, deja este în lucru, având în vedere că am avut materialul necesar la când am făcut documentarea pentru istoria școlii Sulești, am spicuit și câteva aspecte din istoria comunei în general.
de la înființare, de la testarea documentară și până astăzi. Și cu ajutorul Dumnezeu și al doamnei primar, care este o fiica satului însuflețită pentru aceste documente pe care dorim să le lăsăm și să apară, să fie citite și mai departe, fiilor care ne vor urma, am schițat următorul cuprins al lucrării. Lucrarea se va numi Solești, istorie și realitate. O să vedem la titlu dacă vom fi de acord și cu doamna primar și așa. După aceea vom avea un cuvânt înainte, în care doamna primar își va expune opinia despre activitatea în Comuna Solești. Capitolul 2, harta comunei, localizarea ei geografică. Capitolul 3, atestarea documentară a tuturor localităților componente al Comunei Solești, un scurt istoric. Capitolul 4, număr de locuitori pe sate, defalcate în numărul locuitorilor, defalcate în vârstele persoanelor, în copiii de vârstă de la 0 la 3 ani, copiii de grădiniță, copiii de școală, tineri între 18 și 25 de ani, între 25 și 40, și aș fi vrut, bine că o să mă documentez, să fac și cu cei mai vârstnici din sat. Apoi capitolul 5, cu ocupația locuitorilor, și capitolul 6, obiective importante de pe raza Comunei Solești, obiective cu valoare istorică, pentru că avem monumente istorice declarate, biserica de la Șteborâni, biserică din lemn, atestată documentar, satul Șteborâni este atestat documentar în 1400, iar biserica ar fi construită pe vremea lui Ștefan în 1496, cam așa, am înțeles. O bisericuță care este specială prin arhitectura pe care o are, este făcută din lemn, cu un brâu gros, o arhitectură, nu pot să spun ce fel de arhitectură are, dar este de o reală valoare pe care ar trebui să... Când apreciați că vor fi gata lucrările, doamna secretar? Deci această lucrare eu vreau să termin de editat, să o lansez pe 21 mai de Constantin și Elena, atunci când doamna primar are... Aceasta a doua, deci nu istoria școlii. Nu, istoria școlii este foarte mult de lucru. Documentarea constă, deci eu istoria școlii vreau să parcurg toate etapele și nu vreau să omit pe nimeni, pentru că am lucrat la monografia Solești, din păcate nu neapărat timpul, dar spațiu și valoarea a fost un impediment pentru a se regăsi toți cei care au trecut pe la Solești, cei care au învățat la Solești în această monografie, și aș vrea să limitez pe nimeni să aibă onoarea de a se regăsi în această carte. Aici, deci, a doua lucrare, aș vrea să fac o scurtă trecere în revista tuturor celor întâmplate pe raza Comunei Solești. Apoi, tot aici, la capitolul 6, obiective importante de pe raza Comunei, voi spicui și obiectivele cu valoare economică de pe raza Comunei, cum... Un fel de prezentare a Comunei cu trecut, prezent și viitor. Da, da. Barajul de la Solești, de care este o investiție de real folos atât județului Vaslui, populației de județul Vaslui, cât și locuitorilor noștri. Apoi capitolul 7, instituții de cultură, instituții de învățământ, instituțiile de administrație publică, deci aș vrea să mă refer la primărie, personalul de la primărie, instituțiile de învățământ, școlile care se regăsesc pe raza comunei, instituțiile de cultură, căminul cultural și biblioteca vreau să fie prezentate aici, apoi în cadrul instituțiilor de administrație, poliția, dispensarul uman, dispensarul veterinar, toate instituțiile care sunt prezentate și cu personalul care funcționează în prezent acolo, pentru că din câte am făcut o cercetare pentru documentarea mea, din păcate sunt multe zone în care nu găsesc document, material pentru a putea trece revistă exact activitatea acestor instituții. Doamna secretară Vala Andrescu, Radio Ștefan Ziarul Meridianu și TVV.ro, vă mulțumesc și vă doresc succes în ambele dumneavoastră intenții și întreprinderi serioase.